Vă salut, prietenii mei gurmanzi, bine v-am găsit la o nouă rețetă la Sevi Acasă. Astăzi o să pregătim o rețetă foarte cunoscută în bucătăria noastră, orezul cu lapte. Dar o să facem o rețetă diferită, orez cu lapte la cuptor. Da? Un pic diferit, pentru că mie îmi place orezul să fie un pic mai cremos, nu cu mult orez, să nu iasă balastru, cum îi spuneam noi în armată, numai orez. Și o să vedeți ce orez cu lapte gustos și delicios o să pregătim astăzi. Haideți să vedem despre ce avem nevoie prima dată pentru a pregăti acest orez cu lapte. Avem nevoie, în primul rând, de orez. Da? Am pregătit aici un pahar de orez care l-am spălat deja. La un pahar de orez o să folosim 2 pahare de apă. Avem aici un plic de zahăr vanilat. 100 de grame de zahăr, dar zahărul puneți fiecare după gust. Dar mie nu-mi place prea dulce. Aici am pus 3 linguri de amidon de porumb. Aici, suplimentar, dacă vreți să adăugați, dar iese foarte bun, o linguriță de unt, pentru că odată ce îl băgăm la cuptor, untul ajută să îi dea o față foarte frumoasă și o culoare ușor gălbuie, 1 litru de lapte și imediat o să punem orezul la foc. O să-l punem la foc cu apă. Da? Punem aici orezul. Să fiarbă cu 2 pahare de apă. Așa. Până să iasă tot orezelul. Așa, nu prea vrea. Așa, prieteni mii gurmanzi. Îl lăsăm să fiarbă la un foc până începe să fiarbă. Am dat drumul la... Punem să fiarbă mai tare, așa. Am pus orezul la fier cu apă și lăsăm să fiarbă până se face ușor moale și până își trage toată apa, da? Că apoi o să vrem să-l fierbem și în lapte. Astupăm și așteptăm să înceapă să fiarbă. Amestecați-l orez încet, să nu se lipească. Da, prieteni mei gurmanzi, vedeți, a tras apa, am probat un pic, este moale, e numai bun, aveți grijă să nu se lipească și acum adăugăm laptele, încet, încet să nu dăm pe aragaz, cum tocmai am făcut-o eu acum, nu e nicio problemă, îl ștergem, așa, îl mestecăm și îl punem la un foc moderat, așa. Și lăsăm să înceapă să fiarbă. Între timp, o să vă arăt cum amestecăm amidonul nostru de porumb. Haideți să amestecăm amidonul de porumb aici. Mi-a o lingură, o curculiță, uite, așa să nu facă curculașe. Și o să-l amestec cu jumătate de pahar de lapte. O acum. Da? Între timp am dat drumul la cuptor. Îl pregătim la 200 de grade cuptorul. Și acum... Îl amestecăm frumos, să nu facă cocoroașe, așa să-l omogenizăm. Foarte tare. Și așa, l-amestecăm bine, bine, bine. L-avem pregătit și la sfârșit o să-l amestecăm cu orezul cu lapte. Da, uite ce frumos. Amestecăm. Înainte să-l punem, o să-l omogenizăm, punem... un polonic de lapte cald peste el, ca să nu se taie, așa. Și, între timp, începe orezul nostru cu lapte să fiarbă. Să aveți mare grijă să mestecați în el, ca să nu se lipească. Să nu se lipească, să nu se afume, că stricăm toată rețeta. Așa, prietenii mei gurmanzi. Orezelul nostru cu lapte și eu de toate zilele cu care am crescut toți, doar că eu o să-l arăt într-un fel diferit. Voi... Aici puteți să adăugați tot ceea ce vreți. Coaje de lămâie, coaje de portocală, esență de rom, la fiecare cum vă place. Acum am început să fiarbă. O să adaug și zahărul. Să adăugăm zahărul. După cum v-am spus, fiecare pune zahăr după gust. Eu am pus 100 de grame în cazul meu, că nu-mi place foarte dulce. Facem curat la locul de muncă.
și îl lăsăm mare grijă acum să nu se lipească. După ce ați pus zahărul, mestecați încet, încet. Alt secret care vi-l spun important aici, foarte frumos, ce fac eu, voi puteți să faceți cum vreți. Vanilia o pun la sfârșit înainte să-l bag în cuptor, în felul acesta își păstrează gustul mai bun. Da? Și nu o lăsăm să se evapore. O pun la sfârșit, înainte să-l pun la cuptor, punem vanilia. Îl lăsăm să mai fiarbă 5 minute. Între timp, eu am aici pregătite castronelele mele. Da? Am castronelele mele pentru băgat la cuptor. Și o să vedeți ce orez cu lapte frumos. Este tot un orez cu lapte din bucătăria turcească. O le punem aici. Între timp, mestecăm. Și în felul acesta nu lăsăm să lipească, nici să se afume. Cu mare atenție. Așa, prietenii gurmanți, acum o să adaug un pic de lapte cald peste amidonul nostru. Da? L-am omogenizat și îl amestecăm cu laptele. Așa. Imediat o să adaug și vanilia. După cum am spus, adaugăm vanilia acum la sfârșit, ca să-și păstreze un pic gustul. Mare atenție să nu se lipească. Și cum v-am spus, este suplimentar dacă vreți să adăugați unt, dacă nu, nu se întâmplă nimic. Dar cum îl băgăm la cuptor, untul o să-i dea o culoare și un aspect mai plăcut. Eu o să adaug o lingură de unt, l-am pregătit aici. Îl mai lăsăm un minut să mai fiarbă. Și imediat o să-l punem în castronele și o să-l băgăm la cuptor. Între timp eu am pregătit cuptorul la 200 de grade, l-am încălzit. Aici avem orezul nostru cu lapte pregătit și imediat o să-l punem în castronelele pentru cuptor. Și acum, cu mare atenție, prietenii gurmani, să nu vă ardeți, îl punem în castronele, da? Uitați ce textură frumoasă are, nu trebuie să le umpleți foarte mult. Și cu mare atenție le punem în tava noastră. Haideți să le golim așa. Și continuăm cu toate celelalte. După ce am pus, acum cu mare atenție am încălzit un pic de apă și puneți cu mare atenție apă să nu dați în orez. Punem apă și îl băgăm la cuptor. Prietenii mei gurmanți, a venit timpul să-l scoatem de la cuptor, să vedeți ce frumusețe avem aici. Cu mare atenție să nu ardeți. Wow! Wow, ce miros plăcut! Închid cuptorul, că deva nici mai am două. Ia uitați aici ce miros și ce aspect frumos. Și imediat o să-l și gustăm, prietenii mei gurmanți. Eu vă rog să provați această rețetă, să o distribuiți cu prietenii, să-i dați like, urmăriți-mă în Instagram, în Facebook și în YouTube la Sevi Acasă. Prietenii mei gurmanți, s-a răcit și a venit timpul să-l gustăm. Pe gustul meu este perfect. Dacă vreți să vă iasă destul de bun, faceți rețeta exact cum v-am explicat, aceleași cantități, uitați cum iese textura lui. Da? Într-adevăr, nu este prea dulce, la cei care vă plac dulciurile, puteți să puneți 50 de grame sau 100 de grame de zahăr în plus. Dar dacă nu, așa este perfect. Distribuiți-l cu prietenii voștri gurmanți și ne revedem într-un nou video. La Sevi Acasă, pentru prietenii mei gurmanți.